ziua. Domnule președinte, dragi colegi, Țara arde și coaliția PSD-PNL-UDMR vrea să meargă la vânătoare. În aprilie 2022, prețurile la energie electrică și gaze au crescut cu 85% în comparație cu aprilie 2021. În acest context, coaliția sărăciei PSD-PNL-UDMR a decis că este de o importanță capitală votarea pe repede înainte a legii vânătorii. Da, ați auzit bine, PSD-PNL și UDMR au decis că această lege este prioritară în fața oricărei măsuri care să combată efectele crizei economice. Probabil este extrem de important ca prietenii celor trei partide de guvernământ să poată să omoare câte păsări vor, când vor. Spun asta pentru că legea vânătorii nu mai pune obstacole în fața celor care vânează. Exterminarea păsărilor a primit undă verde și poate deveni legală astăzi. Printr-o anexă a legii, coaliția de guvernământ a stabilit arbitrar un număr maxim admis zilnic din fiecare specie pentru fiecare vânător. În cazul anumitor specii, numărul de păsări ce pot fi vânate legal anual depășește chiar de 22 de ori cotele actuale. La presiunea USR și a organizațiilor non-profit de mediu, președintele Klaus Iohannis a reîntors legea vânătorii în Parlament. El a solicitat fix reexaminarea cotelor de vânătoare, motivând că sunt puse în pericol multe specii de păsări. Împreună cu colegul meu deputat, Brian Cristian, am depus ieri o serie de amendamente care corectau această lege, eliminând cotele aberant de mari din anexă. PNL, partidul președintelui, nu a mișcat un deget. Ba mai mult, membrii PNL din Comisia pentru Mediu și Echilibru Ecologic nici nu s-au prezentat la ședința unde se dezbătea legea. Domnule președinte Klaus Iohannis, ați pozat în mare apărător al mediului și partidul dumneavoastră v-a trădat. Ba mai mult, coaliția nășită de dumneavoastră v-a trădat. Prin nepăsarea ministrului mediului, Tanțoș Barna, s-a transformat acum și în călăur păsărilor. Ministrul nu a făcut niciun efort în a-și convinge partenerii de guvernare și proprii colegi de partid să schimbe această lege abuzivă. Domnule ministru Barna Tanțoș, sângele a milioane de păsări va fi pe mâinile dumneavoastră. Vă mulțumesc. Adrian Giurgiu, deputat de Mureș.